România, pericolul irelevanței. Aceasta este tema dezbaterii publice organizate la Iași de Silviu Predoiu, fostul șef al Serviciului de Informații Externe, primul care și-a anunțat intenția de a candida la președinția țării. Prelegerea a adus în prim plan o problemă esențială pentru viitorul țării, sublinind riscul ca România să devină irelevantă pe scena geopolitică și economică globală. Predoiu analizează cu luciditate și profunzime provocările cu care se confruntă România, evidențiind faptul că într-o lume din ce în ce mai globalizată și interconectată, o țară care nu reușește să-și definească și să își apere interesele, poate cădea rapid într-o stare de irelevanță. Să măsoare cu ce contribuie fiecare țară a lumii la bunăstarea pe ansamblu a omenirii și ce primește în schimb sau ce vrea sau ce ia în schimb pentru contribuția pe care o aduce. Se iau în calcul o serie de repere pentru a stabili acest index al Good Countries of the World. Știință și tehnologie, cultură, contribuția la pace, performanța economică a țării, protejarea planetei și a climei, rezultate sportive. Se iau în calcul o serie de elemente. Acest top are 169 de țări. România e pe locul 47. Înaintea României se află toate celelalte 27 de țări ale Uniunii Europene, plus încă 18 alte state ale lumii. După România, urmează state din Africa, din Asia, cele despre care vorbim noi cu îngăduință sunt în lumea a treia. Am venit pentru întâlnire cu colegii mei, cu membrii Partidului Liga Acțiunii Naționale, PLAN. Am venit totodată pentru o conferință organizată de ei, un eveniment pe care ni l-am dorit. O conferință pe care am intitulat-o România, amenințarea irelevanței. Am venit să cunosc cât mai mulți oameni, să aud despre problemele lor. Încerc să înțeleg care sunt frământările și să amendăm cumva linia pe care ne-o propunem, linia politică a partidului, aproape de nevoi și de doleanțe. Silviu Predoiu a sublinat importanța unei politici externe proactive și bine articulate și a atras atenția asupra nevoii de reformă internă și consolidare a instituțiilor statului pentru a putea face față provocărilor externe. Cunosc tineri care au dat examen de două ori, de trei ori ca să intre în diplomație, intră până la urmă, după al treilea, al patrulea examen, atunci când sunt locul la concurs și se chinuie pentru că nu pot să promoveze, indiferent de cum sunt, pentru că pe pozițiile mari sunt numiți politic tot felul de scamatori. Uitați-vă la ultimile numiri de ambasadori și o să vedeți câți consilieri prezidențiali, că se apropie sfârșitul de mandat și lumea trebuie să-și găsească de lucru. Mai, dacă vă uitați în presă, cel mai prezent e regăsit în presă cu comunicate privind vremea probabilă în diferite țări. Nu mergeți în Grecia că vine furtună, se anunță furtuni. Despre traficul rutier. Atenție, mai anunță că la ieșirea din Bulgaria către Turcia sunt costuri foarte mari și recomandă turiști. Nu e treaba mai să fie nici agenție matrimonială, nici agenție de știri, nici agenție meteo, nici poliție rutieră. Nu e treaba Ministerului de Externe. Prin prisma experienței sale vaste în domeniul informațiilor și securității, Silviu Predoiu aduce o perspectivă unică și valoroasă asupra modului în care România poate evita capcana irelevanței, anunțându-se deja un competitor solid și pregătit pentru alegerile din luna decembrie.